Hello, hello! Bine v-am găsit, dragii mei! De data aceasta am pregătit pentru voi analiza astrologică a anului 2023 pentru Zodia Leu. Această analiză va fi cea mai precisă pentru cei care aveți ascendentul în acest semn zodiacal, dar dacă nu vă cunoașteți ora exactă a nașterii și nu aveți cum să vă calculați ascendentul, puteți să ascultați interpretarea și pentru zodia voastră, dar rețineți că e posibil să nu rezonați 100% cu mesajele respective. Dacă reușiți să aflați ora nașterii, vă las în colțul din dreapta sus un link către un video în care vă explic pas cu pas cum puteți să vă calculați ascendentul 100% gratis și foarte ușor în doar câteva minute. Înainte să începem, vă recomand să aveți la îndemână un pix și o foaie ca să vă luați notițe, pentru că vă voi da perioade și zile exacte la care să fiți atenți. Tranzitele astrologice pe care le vom analiza sunt următoarele. În primul rând, perioadele de Mercur retrograd, 4 la număr în acest an, 3 pe semne de pământ și ultimul la finalul anului, care face schimbarea din Mercur retrograd pe semne de pământ în Mercur retrograd pe semne de foc. Pe urmă ne vom uita la perioada pe care Venus o să petreacă în Leu, o perioadă mai extinsă pentru că planeta va și retrograda în acest semn zodiacal în vară. Ne vom uita și la ce se întâmplă cu planeta Marte, care deja din 2022 petrece foarte mult timp în Gemeni. La începutul anului își încheie retrogradarea în acest semn zodiacal, dar mai stă acolo încă 3 luni. Ne uităm și la intrarea lui Saturn în Pești, unde va rămâne vreo 2 ani și jumătate, aproape 3 ani. Ne vom uita și la cele 2 luni și jumătate pe care Pluto le va petrece foarte scurt în Vărsător, ca să ne dăm seama la ce ne putem aștepta în următorii 20 de ani după ce Pluto o să intre pe de-a întreg în acest semn zodiacal. Ne vom uita și la Jupiter, care petrece prima jumătate a anului în Berbec și a doua jumătate a anului în Taur. Și, bineînțeles, la schimbarea nodurilor lunare care părăsesc axa Taur-Scorpion și vor intra pe axa Berbec-Balanță. Și, în ultimul rând, vom analiza, pe scurt, cele 4 eclipse din acest an. Acum aș vrea să vă explic, pe scurt, cum e structurat materialul pe care o să vi-l prezint, ca să înțelegeți mai bine cum vă puteți folosi în favoarea voastră de informațiile pe care urmează să vi le dau. Pentru fiecare tranzit astrologic major veți vedea un grafic ca cel din imagine. Cum ne folosim de aceste informații? Păi, în primul rând, perioada din momentul în care planeta respectivă intră în zodie până când ajunge la punctul în care ulterior va retrograda este perioada în care începe să se contureze energia cu care ne vom confrunta în retrogradare. Aici trebuie doar să fim atenți, să vedem ce teme se conturează pentru noi, ca să începem să ne pregătim pentru ce urmează. Următorul interval este cel în care planeta parcurge în mișcare directă zona pe care ulterior va retrograda. Aici este important să fim atenți, pentru că putem identifica lucruri, persoane, situații asupra cărora vom putea reveni în perioada de retrogradare. Și, dacă suntem pregătiți, putem întoarce o situație nefavorabilă în favoarea noastră. Iar dacă suntem vigilenți de la început, ne putem pregăti activ pentru ce urmează, pentru ce vrem să facem în perioada de retrogradare. Bineînțeles, perioada de retrogradare este cea mai critică, aici e posibil să apară probleme, obstacole, întârzieri, dar și potențialul de a acționa sub umbrela verbelor care încep cu re. Renegociere, reconectare, rediscutare, rescriere, replanificare, reproiectare, revizuire, restructurare, revenire, recuperare și așa mai departe. Dar mare atenție! În acest interval nu e recomandat să începem lucruri, proiecte sau relații noi. Nu e recomandat să cumpărăm electronice, electrocasnice și autovehicule. Nu e recomandat să semnăm contracte, cu o singură excepție. Excepția este acele lucruri care au fost începute înainte de retrogradare, înainte de intervalul galben, și care acum sunt rediscutate, renegociate, readuse în prim plan. În acest caz e ok,
deoarece lucrăm cu energia planetară, nu împotriva ei. În acest interval, planeta percurge pentru a treia și ultima oară, în acest ciclu, zona de retrogradare, și de data aceasta e momentul să integrăm lecțiile învățate până acum. Iar dacă au rămas puncte deschise, să încercăm pe cât posibil să le clarificăm, să le încheiem. E posibil să vedeți că unele din lucrurile la care v-ați fi așteptat să se finalizeze în perioada de retrogradare se finalizează de-abia acum. Ei, acolo probabil era o lecție pe care voi trebuia să o învățați. A răbdării, a meticulozității sau cine știe ce altă lecție. Și cu suficientă introspecție puteți să integrați această lecție acum în acest interval, în această perioadă. Aici energia începe să scadă în intensitate, dar pentru cei care au ascendentul sau soarele în ultimele grade ale zodiei, e posibil ca de-abia în această perioadă să se finalizeze și să se integreze pe de-a întregul lecțiile. Asta depinde foarte mult de harta natală a fiecăruia dintre voi și, per total, v-aș recomanda așa. Dacă sunteți născuți în primele 10 zile ale zodiei respective, undeva, să zicem, între 21 și 1, da? Pe ultimele 10 zile din lună, indiferent de luna în care sunteți născuți, hai să o luăm așa, atunci e posibil ca pentru voi prima perioadă să fie cea mai intensă, din momentul în care planeta intră în zodie până când își începe retrogradarea. Dacă sunteți născuți pe la mijlocul zodiei, primele 10 zile din lună, să spunem așa, atunci pentru voi posibil chiar perioada de retrogradare să fie cea mai importantă. Dacă în schimb sunteți născuți la finalul zodiei, adică pe la mijlocul lunii, din 10 până în 20 ale lunii, atunci o să vedeți, o să rezonați mai mult cu interpretările pe care o să vi le dau în ultima perioadă, pe final de retrogradare și când planeta se pregătește să părăsească zodia respectivă. Da, asta depinde, clar depinde foarte mult pentru fiecare dintre voi, depinde și cum sunt plasate celelalte planete, da, de toate aspectele care se fac. Deocamdată vorbim în termen general și cam astea sunt aspectele la care ar trebui să fiți atenți. Ok, acestea sunt datele pe care vi le voi furniza pentru fiecare planetă în parte. Acum, dacă aveți pixul și foaia la îndemână, hai să începem. Anul începe cu Mercur retrograd în Capricorn. Mercur a intrat în această zodie pe 7 decembrie 2022 și va sta în Capricorn până pe 11 februarie. Între 29 decembrie și 18 ianuarie, Mercur este retrograd aici și vă dă ocazia să schimbați ceva în orarul vostru, în programul vostru, în felul în care vă petreceți voi ziua, astfel încât să vă îmbunătățiți starea de sănătate, să vă simțiți mai bine, să fiți mai eficienți. Dacă vreți să știți exact cum vă va afecta pe fiecare dintre voi individual, fiți atenți la ce se întâmpla în acest sector de viață pentru voi între 12 și 29 decembrie și așteptați-vă ca rezultatele finale, dacă alegeți să faceți ceva în această privință, rezultatele finale să fie vizibile după 18 ianuarie. A doua perioadă de Mercur retrograd are loc în Taur, în primăvara acestui an. Mercur va fi în Taur din 3 aprilie până pe 11 iunie și va fi retrograd între 21 aprilie și 15 mai. În această perioadă o să aveți ocazia să renegociați ceva în afaceri, să rediscutați direcția voastră de carieră, să o redresați. E o perioadă în care vă puteți folosi vocea ca să schimbați părerea cuiva despre voi. Pentru mai multe detalii asupra lucrurilor pe care le puteți îmbunătăți aici sau restructura, uitați-vă la ce se întâmplă în cariera voastră între 7 și 21 aprilie, iar dacă alegeți să acționați între 21 aprilie și 15 mai, puteți să începeți să vedeți rezultatele între 15 și 31 mai. A treia perioadă de Mercur retrograd are loc în Fecioară. Mercur este în această zodie între 23 iulie și 5 octombrie, retrograd între 23 august și 15 septembrie, perioada în care aveți ocazia să renegociați un contract, astfel încât să faceți mai mulți bani. Aici puteți să cereți o mărire de salar, să cereți un bonus, să rediscutați
anumite aspecte legate de finanțele voastre. Pentru mai multe detalii, uitați-vă la perioada 4 august-23 august, acolo găsiți indiciile care vă vor ghida în renegocierea posibilă între 23 august și 15 septembrie, urmând ca rezultatele să fie vizibile undeva între 15 și 30 septembrie. A patra și ultima perioadă de Mercur retrograd are loc în luna decembrie, dar e o retrogradare mai interesantă cu schimbarea zodiei, cu schimbarea energiei, retrogradare care face tranziția de la Mercur retrograd în zodii de pământ la Mercur retrograd în zodii de foc. De aceea ne uităm aici la o perioadă mai îndelungată. Ne uităm din 10 noiembrie, când Mercur intră în Săgetător, până pe 5 februarie 2024, când Mercur pleacă din Capricorn. Bineînțeles, perioada cea mai importantă este între 13 decembrie și 2 ianuarie. E momentul în care o să fiți impulsionați să vă îmbunătățiți starea de sănătate, pentru că vreți să fiți mai atrăgători. Sau, unii dintre voi poate vreți să faceți un copil. Sau, poate pur și simplu vreți mai multă energie ca să vă puteți ocupa de copiii pe care aveți. Sau ca să vă puteți ocupa de hobby-urile, de activitățile care vă fac plăcere. În orice caz, uitați-vă și la perioada 25 noiembrie-13 decembrie, vă va ajuta ca să știți cum să acționați cel mai bine, iar rezultatele se vor vedea la începutul anului 2024. Înainte să mergem mai departe, am să vă rog să apăsați pe butonul de like, bineînțeles dacă vă place acest video, această analiză, astfel puteți și voi să îmi susțineți activitatea, iar eu vă mulțumesc pentru acest lucru. Hai să vorbim acum despre Venus, planeta care guvernează banii, dragostea, relațiile, tot ce e frumos, plăcut, relaxant, tot ce ne face plăcere. Ei, această planetă va petrece anul acesta o perioadă extinsă în zodia voastră, unde va și retrograda timp de 40 de zile. Când Venus intră în zodia voastră, va aduce o perioadă pozitivă în privința sănătății, o perioadă cu stimă de sine crescută, o perioadă în care imaginea voastră este mai pozitivă și pentru voi, adică și voi aveți o percepție mai bună asupra sinelui, dar și oamenii din jurul vostru vă văd mai bine. De asemenea, e o perioadă foarte bună, ok, e o perioadă bună, dar cu excepția perioadei galbene de retrogradare, cu excepția perioadei 23 iulie-4 septembrie, e o perioadă bună pentru a vă schimba freza, look-ul, hainele, modul de a merge, modul de a vorbi, modul de a fi. Toate aceste schimbări sunt în beneficiul vostru. În perioada de retrogradare, între 23 iulie și 4 septembrie, atenție că e posibil să reluați niște comportamente, ticuri, afectări sau haine din urmă cu 8 ani. Vedeți dacă e în favoarea voastră să faceți acest lucru sau nu. Gândiți-vă foarte atent, analizați situația și fiecare va lua o decizie în funcție de cum consideră că e mai bine pentru el sau ea însăși. Mai departe, avem planeta Marte, care se află în Gemeni din august 2022 și va sta aici până la finalul lunii martie. Uită că Marte a stat 7 luni în total într-un semn zodiacal, de 3 ori mai mult, față de perioada normală pe care o petrece Marte într-o zodie. Această planetă are tendința să ne facă mai impulsivi, mai agresivi, predispuși la accidente, dar canalizată corect, această energie este de fapt forța vitală și ne poate ajuta să depunem eforturi considerabile pentru a obține ceea ce ne dorim, pentru a ne atinge obiectivele și țelurile. Și Marte vine aici pentru voi cu o atenționare, mai ales în primele 3 luni ale anului, unde încă sunteți agresivi, argumentativi, vreți să dominați, riscați să călcați prietenii pe coadă, riscați să alienați anumite persoane care vă văd prea agresivi. Așa că țineți cont de acest lucru, mai ales până la 25 martie. Canalizată într-un mod pozitiv această energie, vă poate ajuta să solidificați niște relații de prietenie. Dacă prietenii vă cer să-i ajutați cu ceva, mai ales cu muncă fizică,
e o perioadă ideală pentru că aveți energia necesară și în felul acesta veți și întări relația, prietenia dintre voi și cealaltă persoană. Și uite că am ajuns la tranzitele de lungă durată. Începem cu Saturn, care pe 7 martie pleacă din Vărsător. Și odată cu această schimbare, cumva pentru voi se dizolvă sau dispar toate obstacolele și piedicile care au fost în relația voastră de cuplu. Dacă în ultimii 2-3 ani ați avut probleme în cuplu sau dacă ați tot vrut să vă căsătoriți, dar au tot apărut diverse impedimente, uită că după luna martie toate aceste impedimente și obstacole dispar. Partea interesantă este că aici va și intra planeta Pluto pentru scurtă durată în Vărsător și o să vedem cum se corelează aceste două mișcări planetare. Dar revenind la Saturn. Saturn după 7 martie intră în Pești, va sta aici până la finalul lunii mai, prin 2025. Și odată cu intrarea lui Saturn în Pești, începe o perioadă mai dificilă sau mai problematică din punct de vedere financiar, referitor la investițiile voastre, la creditele pe care le aveți, ipoteci, taxe, moșteniri, finanțele de cuplu în general, vor fi oarecum constrânse. Practic, dacă ați preconizat o anumită creștere financiară, o anumită creștere a veniturilor în cuplu, în familie, în următorii 2-3 ani nu vă puteți baza pe această creștere sau va fi mult mai dificil decât v-ați așteptat ca să reușiți să obțineți efectiv creșterea respectivă. Pentru că Saturn vine aici cu obstacole menite să vă facă să deveniți mai puternici, să construiți ceva de lungă durată. În egală măsură e posibil uneori să vă loviți de niște ziduri, ăsta e mesajul de stop, va trebui să vedeți cum navigați situația. Nu vreau să vă speriați pentru că atunci când Saturn intervine, da, închide o ușă, dar vă arată și altă cale mai bună pentru voi și chiar dacă va fi dificil, următorii 2-3 ani sunt momentul ideal ca voi, împreună cu soțul sau soția voastră sau împreună cu partenerii de afaceri, dacă nu sunteți căsătoriți, să construiți o moștenire, un legacy, cum s-ar zice în engleză, să lăsați ceva stabil în urma voastră. Și puteți aici să construiți o casă, puteți să construiți o afacere, da? Lăsați ceva stabil în urma voastră. Nu va fi ușor, dar merită. Ziceam mai devreme că plecarea lui Saturn din Vărsător coincide oarecum cu intrarea, chiar dacă pentru foarte scurtă durată, a lui Pluto în acest semn zodiacal. Planeta transformării, a puterii, a influenței, intră în casa a șaptea pentru voi și între 23 martie și 11 iunie vă face așa o avanpremieră, vă arată cum se pot transforma relațiile voastre în următorii 20 de ani. Întrebarea este cine deține controlul, cine manipulează pe cine. Uitați-vă foarte atent la aceste lucruri, analizați foarte atent aceste subiecte, deoarece între 11 iunie și 21 ianuarie 2024 să aveți ocazia să mai acționați cât de cât, să vă protejați dacă răspunsurile la întrebările de mai devreme nu prea vă satisfac, să vă faceți un plan astfel încât în următorii 20 de ani voi să fiți cei care dețineți controlul, voi să fiți cei care aveți putere în relația respectivă, că e relația de cuplu sau relații parteneriale. Aveți aici 6 luni la dispoziție în care puteți să faceți anumite lucruri care să vă pună pe voi pe o poziție de superioritate. Profitați de acest lucru, că mai rar astfel de ocazii în viața noastră. Și am ajuns la Jupiter, marele benefic, planeta expansiunii și a creșterii, care anul acesta are un parcurs interesant. Dar înainte să elaborăm acest subiect, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube apăsând butonul abonare. E complet gratis, nu vă costă absolut nimic, în schimb vă garantează că veți avea acces la toate analizele astrologice și de tarot pe care le fac în mod regulat.
Vă mulțumesc! Revenind la Jupiter, ziceam că are un parcurs interesant în acest an, în sensul că se corelează foarte strâns cu ce face nodul nord, punctul destinului, capul dragonului sau Rahu. Dacă acest punct va fi în Taur în prima jumătate a anului și în Berbec în a doua parte a anului, Jupiter face fix pe dos. Până în 16 mai e în Berbec, iar pe urmă restul anului în Taur. O oglindire interesantă care mie îmi dă speranțe că aceste transite karmice vor fi mai benefice sub această influență. Dar hai să revenim la Jupiter. Ziceam că până pe 16 mai e în Berbec, în mișcare directă toată perioada. Și acest lucru aduce pentru voi o perioadă de creștere, de expansiune, de dezvoltare în educație, de dezvoltare religioasă, filozofică, o perioadă foarte benefică în legătură cu străinătatea, o perioadă foarte benefică să plecați în străinătate, să învățați o limbă străină, sau să colaborați cu entități din străinătate, că sunt ele multinaționale, că sunt parteneri de afaceri din străinătate, clienți din străinătate, depinde pentru fiecare dintre voi. După 16 mai, Jupiter în Taur aduce pentru voi o perioadă de creștere și expansiune în carieră. Puteți să avansați, puteți să deveniți șefi, manageri, directori, așa mai departe. Bine, depinde de parcursul fiecăruia dintre voi, dar în general e o perioadă de creștere, de expansiune și de mărire, de avansare în carieră. Aveți aici așa o perioadă de retrogradare, folosiți-vă cu cap de aceste date, de aceste momente. Hai să vedem acum ce fac nodurile lunare în acest an, că e un an de tranziție, un an de schimbare. Până pe 12 iulie, nodurile lunare continuă pe axa Taur-Scorpion și finalizează pentru voi eclipsele pe axa public-privat. Cum se finalizează aceste capitole de viață? Păi, cu două eclipse de lună, prima în Scorpion, în data de 5 mai, eclipsă cu eliberare emoțională, cu câștiguri fizice, da, cu o ușoară neîmplinire emoțională, un moment în care e posibil să finalizați renovările la o casă sau la o locuință, moment în care e posibil să se termine anumite probleme în familie, dar ceva aici totuși nu vă mulțumește pe deplin. A doua eclipsă în Zodia Taurului pe 28 octombrie este una cu eliberare fizică, cu posibile pierderi materiale, cu renunțare la ceva, dar cu mari, mari câștiguri emoționale. Posibil aici să vedeți rezultate în carieră, se termină o perioadă de instabilitate în cariera voastră, se îmbunătățește imaginea voastră publică, se îmbunătățește reputația voastră, per total vă simțiți mai bine și mai împliniți, chiar dacă renunțați la anumite aspecte care poate pur și simplu nu mai erau pentru voi. După 12 iulie, nodurile lunare se mută pe axa Berbec-Balanță, vor sta aici până la final de ianuarie 2025 și dau startul eclipselor pe axa comunicării, a educației și a călătoriilor. Aici se conturează o perioadă posibil turbulentă, cu aparent haos în acest sector de viață pentru voi, dar în egală măsură va fi o perioadă în care destinul lucrează pentru voi ca să vă aducă mai aproape de maximul de potențial în acest sector de viață, în timp ce puteți și să vă debarasați de încărcături karmice, tot pe acest domeniu. Totul depinde cât de mult lucrați cu energia nodurilor, în loc să vă luptați cu ea. Acest tranzit durează 18 luni și este deschis de două eclipse de soare. Prima va avea loc în Berbec pe 20 aprilie, o eclipsă cu începuturi karmice predestinate, cu oportunități și ocazii noi, un moment în care dorința, voința și ambiția voastră este testată, un moment în care va trebui să depășiți niște obstacole, dar un moment în care se închide o ușă și se deschide alta, în privința educației, a religiei, a spiritualității, a relației voastre cu străinătatea. Moment interesant. A doua eclipsă va fi cea în Balanță pe 14 octombrie
Este una cu finaluri karmice, predestinate, cu eliberare, renunțare, acceptare, dar și un moment în care puteți să accesați niște talente native, să vă descoperiți niște abilități de comunicare. Aici e posibil să se finalizeze niște prietenii, niște colaborări, ca să facă loc altora care vor apărea în următorul an. Se schimbă radical felul în care comunicați, felul în care călătoriți. Poate că vă luați carnetul sau vă pierdeți carnetul. Poate că învățați o limbă străină sau faceți un curs de comunicare. Aici se schimbă ceva radical pentru voi. Acestea au fost mesajele pentru voi, cel puțin cele rezultate în urma analizei tranzitelor astrologice din acest an. Sper că v-a plăcut acest material, e puțin diferit față de cum v-am obișnuit până acum. Nu vă speriați, nu renunț la tarot, voi continua etalările optimiste la începutul fiecarei săptămâni, în fiecare luni la ora 8 le veți găsi în continuare pe canalul meu de YouTube. Iar dacă sunteți interesați, pot să pregătesc și câte o etalare de tarot pe lună. Aș vrea ca aceasta să nu fie legată de zodii și de astrologie, să fie tarot 100%, dar sunt curioasă ce părere aveți și voi dacă vă interesează un astfel de material. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un an 2023 cu tot ce vă doriți voi, cu, numai cu lucruri bune, iar dacă aveți întrebări pentru mine, puteți să le lăsați în secțiunea de comentarii. Pa, pa! Thank you.